Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. După cum cunoașteți, la ziua de astăzi, practic avem un blocaj politic post-electoral. Partidele politice care au trecut în Parlament și au obținut votul de încredere al cetățenilor pe data de 24 februarie, până la ziua de astăzi, nu doresc să discute între ele. S-a creat o situație de vid, gol, politic al puterii în Republica Moldova. Evident că o astfel de situație nu poate să existe prea mult timp. Conform Constituției, dacă în decurs de 3 luni de zile nu se aprobă legi în Parlament, președintele poate, după consultări cu fracțiunile parlamentare, poate dizolva Parlamentul și anunța alegeri parlamentare anticipate. Dar eu cred că noi nu putem să ne permitem să așteptăm 3 luni de zile. Eu cred că trebuie să avem o discuție serioasă cu partidele care pot crea majoritate parlamentară, le ajung mandate de deputat în acest sens, pentru a lua o decizie foarte clară și de a informa cetățenii. Sau avem o majoritate parlamentară care în timp apropiat, în decurs de câteva săptămâni, se convoacă, alege conducerea Parlamentului, creează sau nu coaliții, depinde de ei. Sau, sincer, partidele spun că noi nu vrem să discutăm cu nimeni, nu avem șansă să creăm majoritate parlamentară și în cazul ăsta să mergem la alegeri parlamentare anticipate. Și să-și asume fiecare riscurile, responsabilitatea în acest sens. Însă trebuie cu cetățenii să fim sinceri. Oamenii așteaptă claritate. Anume, din aceste considerente, am decis, în calitate de președinte al Republicii Moldova, să tai acest nod gordian al blocajului politic și să invit partidele politice la dialog. Fiecare separat, fiecare partid separat, odată ce nu pot discuta între ei, să le invităm la președinție să ne spună foarte clar care este poziția lor, condițiile lor pentru a discuta cu alte partide. De aceea vreau să vă informez oficial și să invit oficial pentru ziua de mâine, marți, 26 martie, la reședința de stat, strada Nicolae Iorga, 23. Invit următoarele partide în ordinea reprezentativității lor parlamentare. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanu, la ora 14. Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plohotniuc, la orele 15. Liderii blocului electoral acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, îi invit la orele 16. Aceste formațiuni sunt partidele care au suficiente mandate pentru a discuta despre formarea unei majorități parlamentare. Liderii formațiunilor pot veni împreună cu colegii săi, cu câțiva din membri, cred că nu este cazul să vină cu toată fracțiunea sau cu tot partidul la această etapă, să vină cu câțiva colegi din conducerea partidului, cine consideră ei oportun. Dar este important să începem aceste discuții. Eu sunt disponibil pentru a începe acest dialog. La orele 14, socialiștii, la 15, democrații și la orele 16, blocul acum. Dacă unii au unele sentimente față de această clădire, de ce și-am propus, haideți la reședința de stat. O teritoriu neutru. La această etapă. Mai târziu vedem. Poate mergem și încoace, poate mergem și la Parlament. După ce voi avea discuții cu fiecare dintre aceste trei formațiuni separat, după ce îmi voi forma anumite concluzii, țin cont de mesajele care vor veni aceste trei partide, vă voi informa despre ce facem mai departe. Mai continuăm discuțiile, nu continuăm discuțiile, sau ajungem la un numitor comun și mergem la început. Cine știe. Eu vă mulțumesc și vă urez o săptămână cât mai reușită și mâine, poftim, presa va fi
invitată de asemenea, începând cu orele 14, la reședința de stat. Vă mulțumesc și o zi bună!